seara, domnilor și domnilor! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I. Fără niciun alt preambul, am să vă prezint invitatul emisiunii din această seară, un om deosebit cu care întotdeauna ne face plăcere să vorbim. Este vorba despre domnul avocat Sergiu Bratu, decanul baroului de avocați. Giurgiu, bună seara, bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și țin să vă mulțumesc atât în nume personal cât și în numele profesiei ale cărei interese le reprezint în fața comunității giurgiuvene, respectiv profesia de avocat, să vă mulțumesc pentru invitația din această seară. Îmi face plăcere să fiți în studioul emisiunii noastre, pentru că pe lângă faptul că sunteți un om cu opinii bine conturate, documentate și cu multă personalitate spuse de fiecare dată, totuși, întâlnirea din această seară nu este așa la întâmplare, exceptând faptul că, așa cum am spus, îmi face întotdeauna plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră. Și dacă îmi permiteți, am să încep de la o postare, unde altundeva decât pe Facebook, o postare datată 21 august anul acesta, la o oră aproape de 22 august, mai precis la 23:51. Și scriați așa: am așteptat această zi, sincer, nu de multe ori m-am temut ca ceva sau cineva o să oprească acest proiect în care am fost implicat și eu. Alături de profesori renumiți ai dreptului românesc, un vis al meu a căpătat contur. Am reușit, am crezut în visul meu, chiar și atunci când oamenii de lângă mine m-au bagatelizat. Sunt fericit, ceva rămâne în urma mea, un nume, munca și pasiunea pentru profesie, între coperțile unei cărți. Da, scriați acest lucru. Ați atins un moment al vieții mele profesionale care îmi face o deosebită mare plăcere. Respectiv apariția tratatului de specialitate care vine să analizeze legislația privind exercitarea profesiei de avocat în România, din colectivul de redacție al acestui tratat am făcut parte alături de profesorii Dan Mancea, Traian Briciu, Petru Ciobanu. Aveți, dacă îmi permiteți, am această carte. Este vorba despre legea privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, comentariu pe articole, coordonator Dan Oancea, profesorul universitar Dan Oancea, urmașul profesorului Emil Molcuț, cine a studiat științele juridice în materia dreptului roman. Cunoaștem foarte bine că Emil Molcuț a reprezentat o figură marcantă și o piatră de început, dacă pot să o numesc, în domeniul profesiilor juridice în materia dreptului este roman. Este o carte de specialitate. Da, este un tratat de nișă care se referă strict persoanelor care exercită profesia de avocat și care au interferență interprofesională cu profesia de avocat. Este un proiect născut acum 2 ani la nivelul Consiliului UNBR, când cu toții, în frunte cu președintele Gheorghe Florea, am apreciat și analizând oferta existentă pe piață, am constatat că, din punctul strict de vedere al analizei tehnice, a legislației interprofesionale, nu a existat un asemenea tratat. Și ca forul superior de conducere al celei mai numeroase profesii liberale din România, profesia de avocat numărând undeva la 26.500 de avocați, a fost mai mult decât evident că trebuia raportat și la interpretările tehnice pe care Comisia Permanentă și Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților au înțeles de-a lungul timpului să vină și să clarifice prin decizii interpretative ale dispozițiilor legale care veneau și lăsau anumite aspecte oarecum descoperite
a trebuit să strângem toate aceste materiale și să oferim celor interesați un asemenea tratat. A existat un astfel de tratat până la acesta pe care l-ați... Nu, este o lucrare în premieră care s-a realizat, o lucrare care vine chiar de la organul de conducere, Forul Superior al Profesiei de Avocat, Consiliul Uniunii Naționale, pentru că tot colectivul de redacție a făcut, face parte din Consiliul UNBR, discutăm de vicepreședinția Uniunii Naționale, discutăm de formatoria Institutului Național de Pregătire Profesională a Avocaților și discutăm de decani de barouri, persoane care au fost și sunt ancorate în realitățile profesiei de avocat de zi cu zi, nu doar la nivel doctrinar, pentru că acest tratat vine și face o analiză diferită, excedând abordărilor doctrinare specifice mediului universitar și face o trimitere și o ancorare în ceea ce înseamnă realitatea profesională cu care ne confruntăm noi ca practicieni ai dreptului zi de zi. Trebuie să spun că pe primăvară parcă ați organizat la Giurgiu o întâlnire la care au fost invitați colegii dumneavoastră. În fiecare an organizează Baroul Giurgiu, Consiliul Baroului Giurgiu, din care fac și eu parte din calitate de consilier și de decan. A reușit să mențină o relație cu corpurile, cu corpul profesional și conducerea Uniunii extrem de strânsă și în fiecare an organizăm aceste conferințe. Inclusiv acum în toamnă, în noiembrie, am fost cuprinși în planul de național de conferințe al Institutului Asta Național. Vreau să vă întreb, sunt proiecte despre care vă pot spune foarte multe. Dacă faceți lucrul acesta pentru că așa trebuie sau este dorința dumneavoastră de a oferi colegilor posibilitatea să se perfecționeze și să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă. Îmi permit în această emisiune să fiu poate și un pic mai romantic, să spun. Dacă discut despre profesia de avocat, o să parafrazez o melodie, un fragment dintr-o melodie a formației Queen și pot să spun acum, după aproape 20 de ani, că avocatura este love of my life. O spun fără niciun fel de regret. Asta vorbind strict de dumneavoastră, personal. De mine și de felul cum am perceput de la începutul carierei, nu am făcut altceva în această viață decât avocatură și cu certitudine nu voi putea să fac altceva decât avocatură. De aia se spune că avocatura nu este o meserie, ci o pasiune? Din punctul meu de vedere, este mai mult decât o pasiune și totdeauna, cine mă cunoaște știe că am căutat permanent să fac o corecție care în anumite momente poate că mulți a deranjat. Profesia de avocat, din punctul meu de vedere, întotdeauna a fost, rămâne și va fi o profesie și nu o meserie. Dar după 90, avocatura a devenit una din profesiile liberale spre care s-au îndreptat tot mai multe persoane. Dacă acum știți că dacă întrebi un absolvent de liceu sau un tânăr elev ce vrea să se facă, așa, sau ce facultate urmează, dreptul sau ASEUL. Acestea au fost cele două facultăți cu aflux mare de studenți întotdeauna. Spuneați că sunt 26 de 1500 de avocați. Sunt mulți, puțin, că eu nu-mi dau seama. Există și aici niște criterii sau cum? Dacă facem o analiză strictă, statistică, putem spune așa. Discutăm de Barou București, care este cel mai mare barou și cum îi plăcea fostului decan al Baroului București să spună cel mai mare barou din sud-estul Europei. Un barou care numără undeva la peste 13.000 de avocați. Numai Barou București. Discutăm după aia de Barou Cluj, Barou Mehedinți, care este și el ca număr de avocați destul de numeros, ajungând la peste 1000 de avocați. Lucrurile
raportat la teritoriul României, nu ar rezulta că există un număr foarte mare de avocați. Iar politica profesională promovată în ultimii 5 ani de către conducerea profesiei, de către Consiliul UNBR, a dus la o standardizare și la o ridicare a filtrelor de acces în această profesie radicale. Pentru că în profesia de avocat, în acest moment, se accede foarte greu. Sunt niște bariere impuse ca... mă gândesc că există un număr limită, să spunem? Nu există, sau... Deci nu există număr, pentru că profesia fiind liberală, nu se poate impune un anumit număr de locuri. Însă, fiind vorba de o profesie dinamică, Consiliul UNBR a constatat și în relaționarea cu celelalte instituții implicate în înfăptuirea activității de justiție ca serviciu public în interesul cetățeanului, că imaginea acestei profesii a avut foarte mult de suferit și a avut foarte mult de suferit după 96, ca să spun așa, mai exact. Situație în care profesia a hotărât să-și ridice bariere și filtre care să nu mai permită un acces facil în această profesie. Da, mă iertați curiozitatea acum, de ce a suferit? Adică care au fost problemele până în 96? Vedeți, există un lanț al slăbiciunilor și nu doresc să existe niciun fel de interpretare, de acuzare, dar accesul în profesiile juridice a fost strâns legat de calitatea actului universitar a generațiilor care au ieșit de pe băncile facultăților, a existenței sau inexistenței unor filtre din partea universităților la momentul la care s-a obținut diploma de licență în științe juridice. Evident că nu puteam din cadrul profesiei de avocat să facem o acțiune și să căutăm să impunem celorlalți apariția unor filtre de selecție. Și le-am impus noi. Și le-am impus prin examenul unic național organizat de către institut, în așa fel încât am selectat și selectăm doar acei candidați care demonstrează calități și cunoștințe ce îl fac meritos să acceadă în cadrul profesiei. Dacă e să discutăm din punct de vedere strict al profesiei, evident că este o sabie cu două tăișuri. Și este cu două tăișuri pentru că profesia de avocat este o profesie care se finanțează din toate punctele de vedere, inclusiv în materia asigurărilor sociale. Și automat că casa de asigurări de sănătate a avocaților, sistemul nostru privat de pensii, are de suferit prin reducerea drastică a numărului de tineri care acced în profesie, ei automat devenind contribuabili la fondul centralizat al acestor asigurări. Și pe studii actuariale efectuate de către conducerea centrală a casei, s-a demonstrat că nu este tocmai lucru cel mai bun pentru profesia de avocat ceea ce se întâmplă în acest moment. Adică filtrul pe care dumneavoastră l-ați impus. Pe care l-am impus. Ca orice chestie ce se întâmplă în viața unui om, nu poate să fie doar favorabil. Există și cealaltă fațetă a unei monede și evident că sistemul nostru de pensii, prin stoparea numărului de tineri care să vină să contribuie la acest sistem și îmbătrânirea biologică, firească, a membrilor deja cotizanți, se ajunge undeva la o predictibilizare de 25-30 de ani, unde poate să apară un semnal de alarmă al sistemului de pensii. Situație în care, în mod evident, și noi, la nivelul Consiliului UNBR, deja suntem în al cincilea, al șaselea an în care sistemul pus la punct de către noi ca să demonstrăm tuturor că profesia de avocat este o profesie în care standardele
sunt extrem de ridicate. Va trebui să regândim într-un anumit fel, fără a face rabat de la o anumită calitate a persoanelor care urmează să intre în profesia de avocat, calitatea cunoștințelor juridice, să găsim variante, pentru că trebuie să ne gândim la viitor. Această profesie a fost, este și va fi. Și este foarte căutată. Așa cum spuneam, mulți dintre tineri, dacă îi întrebi ce facultate vor urma, cred că mai mult de jumătate vor spune dreptul. Păi dreptul, dar ascultați-mă un pic. În momentul ăsta... Asta nu înseamnă că vor ajunge neapărat și avocați. Da, bineînțeles. Nu, dacă este să discutăm strict, corect, în societatea românească și la ceea ce oferă viața ca nivel de trai în România, tinerii tind să finalizeze cariera juridică pentru a ajunge magistrați. Mirajul unei profesii care îți asigură, și vreau să mă opresc doar la acest aspect, nu vreau să devin malițios și să fac iarăși vreo un comentariu care să-mi atragă încă multe alte antipatii pe lângă cele pe care deja le am. Asta ar însemna că ce mai contează? Câteva în plus aș putea să... Deci mirajul unor venituri fixe și considerabile raportat la nivelul de trai al acestei țări... Deci e mai bine să fii magistrat decât avocat? Ca tânăr este... Eu mă feresc să spun că este mai bine. Este mai sigur. Este mai sigur. Este mai sigur pentru un tânăr să plece la drum într-o asemenea carieră. Este mai sigur pentru un tânăr care nu are curaj. Care nu are curaj și care nu își asumă anumite riscuri. Pentru că niciun început nu este ușor în nicio profesie. Cu atât mai puțin în profesia de avocat. Primul meu maestru, și mi-aduc aminte cu foarte mare plăcere despre el, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a spus, și nu numai mie, mai multor colegi, că profesia de avocat este acea profesie care va veni și te va răsplăti în timp. Dacă ai să cauți în profesie tunurile, vei sfârși prin a ajunge la închisoare, mi-a spus el. Fă ceea ce trebuie să faci, picătură cu picătură, și ai să vezi că profesia te va răsplăti și ai să fii mulțumit și din punct de vedere material și din punct de vedere sufletește, moral, omenește. Asta vreau să vă întreb. Care ar fi motivația pentru alegerea acestei profesii? Pentru că mulți tineri se îndreaptă, vor să devină totuși avocați. Pentru că este o muncă foarte mare, nenormată până la urmă, și care este singura sursă de venituri. Adică eu am o vorbă mai pragmatică așa, și nu muncești, nu mănânci, cum s-ar spune. Depinde foarte totul, fiecare venitul depinde de munca prestată și nu este un salariu asigurat la sfârșit de lună. Păi vă spun, realitatea este următoare. Fiecare lună în profesia de avocat o încep de la minus. Și în situația în care ai familie și trebuie să asiguri un venit familie, este foarte greu. O încep de la minus pentru că nimeni la începutul lunii nu îți garantează niciun venit. E o provocare, este o luptă existențială cu fiecare zi care urmează. Și s-a lansat în acest spațiu public anumite clișee vis-a-vis de profesia de avocat. Avioane de hârtie despre ce înseamnă și mirajul unor venituri făcute peste noapte, multe zerouri, diverse culori de bancnote. Nu. Avocatura avocatului decent este frumoasă, este grea, dar trebuie să o facem pentru că... Dar este și o profesie cu un real potențial financiar.
Absolut. Da, nu, nu, nu vin să... în fața dumneavoastră să acum cu acum depinde cât ipocrizie fiecare... și să spun, știi, de fapt, nu, nu. Avocatura te răsplătește și raportat la ce îi dai tu avocatului. Pentru că nu poți să stai să fumezi și să bei cafele și să aștepți să spice din cer un vagon de bani. Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată. Nu. Cât este de greu unui avocat tânăr să se afirme? Are loc, să spunem, de ceilalți care sunt mai cu experiență, pe care îi cunoaște lumea, la care apelează lumea, care au ajuns un nume, mai ales când o localitate este mai mică? Într-un oraș ca Giurgiu, este foarte greu unui tânăr să se afirme. Și oricum, în profesia de avocat, există o anumită ierarhizare nenormată din punct de vedere al dispozițiilor statutare și legale. Automat că, tânăr fiind, nu poți interacționa și nu poți acapara un segment de clientelă care deja este educată și în conștiința ei și-a format un anumit traseu. Nu se poate. Treaptă cu treaptă. Nu spun că nu sunt și cazuri în care persoane tinere pot reuși, dar peste tot e nevoie de un dram de noroc în orice profesie. Dar îi ajutați în vreun fel? Mă refer la dumneavoastră ca decan al baroului, pentru că ei sunt membri ai baroului Giurgiu. Și ce să spun? Acum mă puneți pe mine să fac o prezentare a activității mele și poate că nu este un lucru tocmai corect. De însă, ce fi corect? Cred că, se pare că cel mai bine tinerii mei colegi pot să spună dacă și ce a făcut decanul lor. Păi, eu nu pot să întreb pe ei, eu vă întreb pe dumneavoastră că bun, sunteți să plecăm, aici. Să plecăm de la fapte. Da? Pentru că până la urmă faptele ajung să vorbească în locul oamenilor. Serviciul de asistență juridică, așa cum este structurat la momentul ăsta și vor mai fi modificări conceptuale preluând iarăși activitatea de coordonare a acestui serviciu după primul mandat de decan, s-a ajuns în așa fel încât avem o constantă a plăților lunare către avocații care prestează asistența juridică din oficiu și gratuită în cadrul baroului Giurgiu. Au existat cursuri de perfecționare profesională și în ceea ce privește legislația emigranților, plecând de la existența în orașul Giurgiu al unui centru ORI. Prin intermediul baroului au fost desfășurate seminarii care au dus la perfecționarea în plan profesional pe acest segment din punct de vedere legislativ. În această toamnă va începe un curs de formare a avocaților practicieni în insolvența persoanei fizice, plecând de la premiza existenței unei noi legi. S-a așteptat la sfârșitul lunii august avizul Consiliului Legislativ în ceea ce privește normele metodologice de punere în aplicare a acestei legi. Un fel de specializare, nu? Specializare, practicieni în insolvență, cum sunt practicieni în insolvență pe persoane juridice, avocații, conform dispozițiilor legii insolvenței persoane fizice, vor putea să devină practicieni în insolvența persoanei fizice, în situație în care trebuie să se perfecționeze și să obțină un atestat. În urma discuțiilor purtate cu reprezentanții Institutului Național de Perfecționare Profesională al Avocaților, cât și cu reprezentanții Comisiei Naționale de Practicieni în Insolvență, la nivelul baroului Giurgiu vor fi organizate în această toamnă cursuri și se va obține atestarea avocaților care și-au exprimat în scris dorința de a participa la aceste cursuri de perfecționare, vor obține atestatul de practician în insolvența persoanei fizice, urmând ca din decembrie, când legea intră în vigoare,
să mai adauge la planșa profesională care să le aducă venituri și această activitate, sper eu că va fi totuși un plus și se va resimți. Dacă, ca în orice început, nu sunt relevante primele 2-3 luni și curatela persoanei juridice și reprezentarea prin avocat pe curatela specială, prin modificarea codului de procedură civilă, nu a fost privită cu ochi foarte buni și a existat o reticență, dar pot să spun acum că ea funcționează și după ce s-au depășit anumite inadvertențe inerente, cum am spus oricărui început, reprezintă un plus pe segmentul veniturilor profesionale ale tinerilor avocați și încasează aceste onorarii și din activitatea de curatelă specială. Sunt pași mici, sunt pași care din afara profesiei nu pot fi resimțiți. E mai greu într-un oraș mic? Da. Pentru ei? Este mai greu într-un oraș mic. Este mai greu într-un oraș mic, tocmai plecând de la premiza accesării unei anumite clientele. Însă într-un oraș mic, într-o activitate coordonată, cum se întâmplă la acest moment în cadrul Consiliului Baroului Giurgiu, nu rămâne niciun tânăr avocat. Și o spun cu reprezentarea absolută a termenilor, într-o totală cunoștință de cauză, niciun tânăr avocat care dorește să muncească nu rămâne fără asigurarea unui venit lunar care să-i permită să aibă o existență decentă. Cât durează acest statut, să spunem, de tânăr avocat la care vă referiți dumneavoastră? În principal, inițial se mergea pe ideea de tânăr avocat în două segmente. Tinerii avocați absolvenți care intrau în profesie și aveau stagiu de 2 ani de zile. Și acest stagiu rămânând numai că la nivelul Baroului Giurgiu vă spun că în ultimii 4 ani de zile am avut 3 absolvenți care au reușit să intre în profesia de avocat. Automat că s-a resimțit și în ceea ce privește veniturile care au fost obținute de către barou. În momentul și la data când barou organiza examenul de primire în profesia de avocat, automat că discutam și noi la nivel de structură organizatorică de alte venituri și alte posibilități în a gestiona administrarea sediului baroului, sediul din incinta judecătoriei Giurgiu, din incinta judecătoriei Bolintin. Oricum, eu spun că la acest moment am reușit și reușim să asigurăm colegilor noștri standarde de confort incomparabile la nivelul întregii țări, existând puține locuri unde avocații să beneficieze. Este adevărat, și cu sprijinul și la un concurs al conducerii Tribunalului Giurgiu am reușit acest lucru. Am dotat spațiul pentru avocați de la Baroul Giurgiu, are internet wireless, avocații pot să acceseze fără niciun fel de problemă prin intermediul dispozitivelor personale, rețelele legislative. Dar, și tot ceea ce avem. Trecând iarăși la lucruri mai generale, există niște calități, niște inclinații pe care trebuie să le aibă cei care aspiră la statutul de avocat? Pentru că... Haideți să vă spun care este modelul meu. Da. Din punctul meu de vedere, un tânăr avocat poate deveni un avocat bun, având o personalitate rebelă, o personalitate care să fie în permanență într-o interacțiune cu sistemul de valori sociale. O persoană care să se lupte și să nu accepte sub nicio formă acele limite pe care, din punct de vedere legislativ, societatea încearcă să le impună și statul să-și impună autoritatea. Permanent să caute să găsească o breșă, o breșă care să fie în folosul cetățeanului. Acel tânăr, prin muncă și printr-o încăpățânare și o îndârjire care poate să fie apreciată de multe ori ca un soi de nebunie, acel tânăr va reuși. Complacerea
și încercarea mimării unui joc al actului de justiție, mai devreme sau mai târziu, te duce la un eșec lamentabil. Trebuie să fie o personalitate. Profesia de avocat oricum este o profesie conflictuală. Avocații, prin natura profesiei, sunt niște oameni dificili, sunt conflictuali. Niciodată nu vor accepta lucruri pe care se caut să le impui cu forța. Este cea mai mare greșeală pe care poți să o faci, să vii în fața unui avocat sau unui grup de avocați și să cauți să-ți impui o anumită opinie doar bătând cu pumnul în masă, discutând la figurat. În secunda 1 vor trece cu tancul peste tine, nici nu știi ce te-a lovit. Nu. Din practică ajung așa sau este una din... Practica vine și adaugă... Înclinațiile pe care trebuie să nu, le aibă. Nu, trebuie să existe, din punct de vedere genetic, o înclinație pentru această profesie. Ea, într-adevăr, ca orice profesie, se și învață în timp. Dar dacă nu ai scânteia, dacă n-ai dorința aia de luptă cu sistemul, chiar și atunci când totul pare pierdut, când toate dispozițiile nu sunt în regulă. Nu pot să spun, cu tremurul care s-a produs prin apariția legii 17 la nivelul corpului profesional avocaților și fără nicio falsă modestie pot să spun că m-am numărat printre puținii și mai am lângă mine o parte din un grup de colege care am refuzat să acceptăm că această lege va să vină din punct de vedere administrativ și să scoată din planșa profesională al prestațiilor profesionale acțiunile în constatarea vânzării, cumpărării de terenuri agricole din extravilan. Și în urma unor demersuri concertate pe care un barou mic ca Giurgiu, și o spun în comparație cu Teleormanul, care a tăcut și nu a spus nimic, Călărașul, care a tăcut și nu a făcut nimic, Ialomița, care a tăcut și nu a făcut nimic, Giurgiu s-a zbătut la nivel de lobby, la nivel de propuneri din punct de vedere legislativ și pe 25 iunie Senatul României a adoptat o modificare a legii 17, o modificare mai mult decât firească, o readucere la a arendașilor, a singurelor persoane care creează în sudul țării producție și angajează forță de muncă într-o matca normalității. Și asta datorită și datorită avocaților? Avocaților, avocații care au înțeles și au sesizat că s-a ajuns la o scoatere din circuitul civil a unor terenuri imobile pe o cale artificială doar din dorința unor anumite alte corpuri profesionale care nu au dorit să țină cont de realitatea existentă dură în România și s-a ajuns la invocarea unei proprii turpitudini din partea statului care n-a fost în stare să asigure planuri parcelare la nivelul unităților administrativ-teritoriale ca ulterior să vină și să impună cetățeanului să nu poată tranzacționa aceste terenuri fără să existe documentație cadastrală, documentație cadastrală care niciodată nu va putea să fie întocmită fără existența planului parcial, care cine trebuia să-l facă? Onor statul. Lucruri care nu sunt în regulă. Profesia de avocat a fost cea care dintotdeauna a venit și a semnalat asemenea derapaje, pentru că sunt derapaje regretabile și fără profesia de avocat aceste derapaje s-ar perpetua și s-ar perpetua distrugând munca a unor oameni. Lucrurile acestea le-ați constatat dumneavoastră în practică. Da. Dar din actul de justiție, în actul de justiție sunt mai mulți parteneri, chiar dacă la un moment dat sunt în opoziție, să spunem așa. Și ce se întâmplă în orice dinamică a profesiilor? Există, și mai ales când discutăm de profesiile care sunt bugetate, există un soi de a minimaliza și de a simplifica foarte mult planșa profesională. Un confort care într-un prim moment poate să fie mai mult decât mulțumitor.
dar care în timp are niște efecte extrem, extrem de urâte. Și chiar dacă la momentul 1 ne bucurăm că nu mai suntem sufocați de acțiunile în constatare care ni le promovează acești avocații care nu mai știu ce să facă, dar după 2 ani de zile nu mai avem 80 de procese pe rol și avem 15. Și având 15 procese pe rol, fiind vorba de o profesie bugetată, astea sunt regulile pieții. Vine și întrebarea: bine, bine, tinere, vreau 6.000, 8.000 de lei salariu pe lună, dar cam tu de bani ăștia ce mai aduci societății? Păi aduc 15 procese. Mulțumim. 15 procese, foarte bine. Ce procese? Plângeri contravenționale și ordonanțe, somații de plată? Da. Foarte bine. În cazul ăsta e bine să vă îndreptați și către alte profesii. Că nu prea să mai justifică eficiența. Este concurență între avocați? Întotdeauna profesia de avocat a generat concurență. Și datorită profesiei de avocat, știința dreptului a evoluat. Și spun acest lucru făcându-vă trimitere la un exemplu pe care e posibil să vi-l mai fi dat și mi-a făcut plăcere întotdeauna să-l dau. La nivelul anilor 1800, sistemul de drept german a venit cu găselnița, cu ghilimele de rigoare și scuze pentru acest limbaj non-academic, de a asigura statul, ceea ce se întâmplă și în acest moment la noi, această tendință a existat întotdeauna din partea statului, de autoritarism. Suntem suficienți noi de deștepți încât facem și funcția apărării, nu doar procuror, suntem și avocații ai statului. Și atunci s-a mers pe ideea procuror al acuzării, procuror al apărării, avocat, statul gestionând toată această activitate de înfăptuire a actului de justiție. Sistemul francez a evoluat în 100 de ani, lăsând competiția și datorită aportului pe care profesia de avocat l-a adus, identificând prin dinamica relațiilor sociale acele dispoziții care trebuiau modificate. Dreptul a evoluat ca un organism viu, s-a dezvoltat, păcând în sistemul german a rămas încorsetat și falimentul actului de justiție și al sistemului german s-a constatat începând cu anul 1900, când principalele state ale Europei au realizat și au înțeles că sistemul de drept francez este cel care a reușit să se plieze pe dinamica relațiilor sociale și a evoluat. Dreptul german rămânând încorsetat, închistat și devenind din foarte multe puncte de vedere repudiat la nivelul instituțiilor de înfăptuire a actului de justiție internaționale. Dar vorbind despre sistemul juridic din România, despre justiția din România, toate sondajele de opinie care au fost făcute arată că oamenii au un nivel foarte jos de încredere în acest sistem. Și mă gândesc că în această situație, dumneavoastră, avocaților, vă revine iarăși un rol foarte greu, acela de a reda încrederea oamenilor că demersurile lor nu sunt inutile, că și în general oamenii vin la dumneavoastră ca la ultimă speranță. Oamenii n-au cunoștințe juridice în marea lor majoritate, toți cred că au dreptate și că dreptatea e de partea lor. Și aveți rolul acesta de a ști obligația asta și trebuie să aveți talentul de a comunica cu fiecare în parte și de a-i tempera, să spunem într-un fel, dar și a le da încredere că demersurile lor și speranțele lor nu sunt în zadar. Eu mă bucur că dumneavoastră din postura cetățeanului aveți o asemenea percepție în ceea ce privește profesia de avocat și m-aș bucura și mai tare, o spun
la modul cel mai sincer. Acum, dați-mi voie, dacă tot m-ați lăudat, lasă-mă să termin ideea, faceți o paranteză. Eu mai am și alte convingeri, una dintre ele este că noi nu avem această educație a relației cu avocatul pentru orice problemă pe care o avem. Mulți am fi fost scutiți de multe neplăceri, inclusiv de probleme cu băncile, de probleme cu... Dacă am avea în obișnuința noastră să întrebăm un avocat. Asta este și o culpă a profesiei, care n-a știut în acest interval scurs de la Revoluție să-și promoveze și să aduc acele modificări legislative care să determine cetățeanul să-și formeze o cultură juridică, o cultură a accesării serviciilor profesionale ale unui avocat. Am spus că mă bucur că dumneavoastră aveți o asemenea percepție și m-aș bucura și mai mult dacă însăși distinși magistrații ar înțelege că, până la urmă, avocatul reprezintă tamponul dintre cetățean, dintre realitatea socială, în înfăptuirea actului de justiție și onor reprezentantul statului care înfăptuie actul de justiție. Deci eu pot să spun, mai mult sunteți chiar o speranță, chiar singura speranță a oamenilor că își mai pot găsi dreptatea. Pentru că ajung în fața instanței unde există un judecător care ascultă, constată, verifică probele pe care părțile le aduc acolo, da, există un procuror care apără statul, care acuză practic, și un avocat singur care îl apără până la urmă, până la sentință. Redus la un pragmatism, raționamentul dumneavoastră este foarte corect. Avocatul a fost, este și va reprezenta ultimul bastion ridicat între interesele cetățeanului și interesele statului, care permanent va dori să-și mărească autoritatea și presiunea, constrângerea asupra drepturilor și libertăților cetățeanului. Asta este realitatea și asta a fost dintotdeauna. Sistemul de drept românesc trece printr-o reformă substanțială, prin adoptarea codului penal de procedură penală, prin adoptarea codului civil și de procedură civilă. Automat că s-a ajuns la o reconsiderare a tot ceea ce înseamnă actul de justiție. Suntem încă într-o fază incipientă și tuturor fazelor incipiente sunt inerente stângăcii, greșeli de interpretare. Sistemul se va autoregla în timp. Într-adevăr, prin aportul pe care avocații îl aduc, nu fac altceva decât să semnaleze și să contribuie la corelarea unor inadvertențe. Însă factorul uman, până la urmă, este cel care vine și duce la dezechilibre în cadrul sistemului. Pentru că oricât de mult ar căuta un avocat să explice unui cetățean și să previzioneze, să predictibilizeze o anumită procedură, acel avocat se expune, pentru că de partea cealaltă, îmi pare rău că trebuie să o spun, există un alt partener al actului de justiție care nu-și face treaba. Și nu-și face treaba o lună, două, trei, cinci. Și o cerere de chemare în judecată nu reușește să treacă de procedura de regularizare prevăzută de articolul 200 din Codul de Procedură Civilă și cetățeanul nu ajunge să fie citat și cetățeanul nu știe ce se întâmplă cu procesul lui și bineînțeles că de vină este avocatul. Pentru că cetățeanul are contactul direct și legătura cu avocatul și cu nimeni altcineva. La parchet se lovește de un jandarm și de un telefon în spatele căruia nu există decât infatuare și aroganță. Asta este un lucru care mă deranjează și mă va deranja și până când în această țară nu se va reglementa o decență a raporturilor interprofesionale, justiția nu se face prin telefon. Actul de justiție nu se face prin telefon și nici în spatele bătelor mascaților. Deranjează foarte mult principiul confidențialității care în acest moment, și m-am aprins pentru că știu foarte bine ce doresc, se pune un bocanc pe gâtul profesiei și se pune un bocanc, cu siguranță acum în septembrie se va încerca la nivelul Camerei Deputaților să se blocheze promovarea noii legi care a trecut de Senat
a exercitării profesiei de avocat. Pentru că deranjează și împotriva acestui principiu al confidențialității relației client-avocat, nu a fost nicio voce mai vehementă decât a DNA-ului. Astea sunt realități pe care cetățeanul nu le știe. Da, în acest an, profesia de avocat trece, a trecut și trece prin niște momente extrem de delicate, pentru că onor statul trebuie să înțeleagă că nu poate călca în picioare principiile fundamentale ale libertății cetățeanului. Nu poate pune un căluș în gura profesiei de avocat. Asta se încearcă și asta s-a dorit și asta se va dori. Puterea să contracarați lucrurile acestea? Am reușit până la acest moment. Nu sunt semnale pozitive, pentru că se pare că anumite instituții la nivelul Camerei Deputaților dețin pârghii extrem de puternice. Știu foarte bine ce vorbesc și știu foarte bine că deranjează ceea ce spun. Și știu foarte bine că deranjează ceea ce spun, pentru că ce spun este adevărat. Și o cunosc din interior și o cunosc foarte bine, pentru că oamenii, în aparență, corecției fiind, în esență sunt niște trădători meschini și care nu așteaptă decât prima oportunitate ca să trădeze, și profesia de avocat a fost trădată în primul rând de către avocați. Nimeni altul decât avocatul Cătălin Predoiu iese în spațiu public uitând că este avocat și șterfelește profesia și principiile profesiei pentru o demnitate politică. Nu am să pot să iert avocatului așa ceva niciodată. Pot să înțeleg omul politic, dar avocatul care își vinde profesia pentru nimic, nu am să pot să-l iert niciodată. Vă simțiți trădat? Absolut. Și nu este nimic mai urât decât trădarea confratelui. Este gestul cel mai josnic, murdar și mârșav. Nu faci așa ceva. Nu faci așa ceva profesiei de avocat. Nu faci așa ceva acelor avocați care zi de zi vin și se luptă cu excesele unui stat autoritar. Nu-ți expui oamenii tăi. Pentru că, bine, n-am niciun fel de reținere că acest om nu va avea nicio problemă să încerce să privească, și cu siguranță în fiecare dimineață să privește în oglindă extrem de liniștit. Da, n-are de... cu siguranță că n-are nicio problemă, pentru că sunt mai multe alte lucruri care îi se reproșează. Trădarea, vreau să vă mai întreb. Trădarea avocaților, da, este cea mai dureroasă pentru profesia de avocat. Au lovit în această profesie din interior. Totuși, haideți să vă spun un lucru pe care l-am remarcat, pentru că subiectul la modă, ca să spun așa, cu ghilimele, este cel al corupției. Și vedem toate aceste exerciții pe care le face în fața televizorului DNA-ul, cu toate arestările care se fac. Apropo, pe doamna Bica au arestat-o din nou astăzi, dacă ne gândim cine a fost. Totuși, cele mai puține cazuri de corupție dintre actorii implicați în actul de justiție au fost la categoria dumneavoastră, la avocați. Nu spun că cele mai puține. Sunt și avocați. Da, n-am spus că nu, dar au fost cele mai puține. Orice pădure își are uscăturile ei. Și discutăm de oameni. Și așa, v-am spus foarte clar. Oamenii, iar trebuie să parafrazez un citat care mie mi-a plăcut foarte mult. Oamenii nu m-au dezamăgit niciodată. Am știut că mă mint și m-au mințit. Am știut că mă trădează și m-au trădat. Am știut că mă fură și m-au furat. Da, oamenii nu m-au dezamăgit niciodată. Asta este realitatea. Pentru că vorbeam, mai avem 5 minute până la finalul emisiunii. Da. Și vreau să vă mai întreb, într-o perioadă de înflorire a României, ca să spun așa, sau chiar generații la rând, statutul de avocat, sau mai bine zis, profesia de avocat a conferit un statut aparte, făcea parte din elita societății.
Vă simțiți acum, dumneavoastră, avocații în general, ca făcând parte din această, dacă mai există o astfel de elită, sau priviți ca așa ceva, inclusiv de stat? Vedeți, dumneavoastră, ne întoarcem la o perioadă a romantismului social, dacă pot să spun așa. Evident că dinamica relațiilor sociale a dus la o schimbare fundamentală și rolul avocatului în societate sub nicio formă nu mai este cel din 1930, 1920, 1846. Dar ca statut social în alte țări încă mai există, fără să fim romantici. Nu suntem romantici, dar raportat la tot ceea ce se întâmplă la nivelul CCBO, Comisiei Europene a Avocaților, Corpului Profesional, frământări există și în Spania, există și în Italia și în Germania. Vă spun, la acest moment sistemul anglosaxon, de asta ne-ar trebui 5 emisiuni să discutăm. Nu avem timp. Eu v-am întrebat dacă vă simțiți că societatea vă percepe ca pe o elită. Nu, sub nicio formă. Și aici avem și noi partea noastră de vină. Nu aruncăm vina pe societate. Am perpetuat greșeli în timp care au dus la o devalorizare a avocatului și a profesiei de avocat. În ultimele minute, pentru că vreau să a tot curs o știre astăzi pe posturile de TV, care pe mine m-a șocat și pentru că ne-am întâlnit în această seară, nu pot să nu... E bine să nu vă lăsați așa șocate. Păi nu, adică... Încăierare incredibilă între o judecătoare și un interlop. Da? Este vorba de acea reglare de contul de la Târgu Jiu, unde scandalul a pornit de la o tânără viitor magistrat. Este stagiar. A cărei mașină a fost distrusă și poarta și gardul rivalului în dragoste. Deci este vorba despre o doamnă, mă rog, a fost provocată de fosta iubită, o judecătoare stagiară la judecătoria Cărbunești. Dar acum vine partea interesantă a știrii. Femeia l-ar fi umilit în fața zeci de clienți într-un club de noapte, pentru că interlopul îi se spunea balena din cauza constituției masive. Magistrata a recurs la un gest demn mai degrabă de un interlop. L-a lovit peste față cu un pește crud introdus pe ascuns în local. În plus, i-a aruncat o sacoșă de pește în cap. Acesta a fost momentul în care interlopul a cedat nervos și s-a răzbunat, pentru că n-a putut suporta umilința. Auziți, și trădarea. Dumneavoastră. Domnul avocat, deci nu contează cine, cum o cheamă, de unde e, nu, eu spun dar așa. Acest magistrat, eu mă Există. Duc să-mi facă dreptate, nu să-mi... E bine să nu ne pripim și să nu emitem niște... Nu ne pripim pentru că este și fica rectorul universității din Târgu Jiu. Există. Deci vorbeam de acea elită. Există organisme de control profesional. Există CSM-ul, care cu siguranță vor analiza această conduită, deci, vă rog, și vor lua măsurile prevăzute de lege. Vreți deci, să vă răspund așa cu într-o manieră la interlopii ăștia? Lăsați-mă cu CSM-ul. Eu vă las, dar oameni, deci... Acum o profesie nu poate să fie definită de gestul unui individ separat. Pentru că, până la urmă, orice om are tarele și frustrările lui, lipsa de educație. Nu a fost subiectul emisiunii, dar puteam să vă aduc mult mai multe exemple. Nu vreau să discutăm așa ceva. Deci sunt conduite ale unor persoane individual luate, care sub nicio formă nu trebuie să conducă la opinii despre desfășurarea unei anumite profesii. Nu. Profesia de magistrat, așa cum dreptul roman... Eu sunt împotriva etichetelor și împotriva... A instituit-o, reprezintă lucru cel mai important, pentru că magistratul vine și preia din funcția divinității înfăptuirii actului de justiție pe pământ. Dar profesia dumneavoastră, statutul dumneavoastră vă imprimă o ținută aparte? Absolut. Nu trebuie să-mi o imprime nimeni. Sunt valori pe care eu vă vedeți stând, numai puțin că trebuie să ieșim din emisie. Vă vedeți stând din postura dumneavoastră, să spunem, pe o bancă în parc,
așezat pe spătar cu picioarele pe partea unde se sta acolo și mâncând semințe? Domnule, asta ține de 7 ani de acasă, domnule, iartă-mă. Eu am văzut un judecător. Vă rog frumos, nu mai, deci, haideți să, să nu intrăm. Să punctăm momentul că baroul Giurgiu a ieșit în spațiu public, profesional, da, cu această lucrare la care decanul baroului și-a adus aportul alături de un colectiv format din profesori universitari. Este o primă lucrare și acest barou mic din sudul țării a ieșit în anonimat. Nu mă feresc să spun aceste lucruri, le spun în mod clar, pentru că sunt rezultatul unei activități și a unei munci duse în paralel cu cotidianul profesiei, cu câștigatul veniturilor pentru o viață de zi cu zi. Profesorul Oancea a spus foarte clar, practicianul, ca să scrie, a trebuit să ia din timp și a luat din timpul familiei, din timpul profesiei, din timpul clienților, ca să poată să iasă pentru dragostea, pentru profesia pe care o are și să o împărtășească și generațiilor care urmează să vină în această profesie. Da, sunt bucuros și am reușit un lucru de care sunt extrem de mândru și cu siguranță știu că în urma mea rămâne ceva. Eu vă felicit și mă bucur de câte ori am posibilitatea ca în acest platou de televiziune, în această modestă emisiune și cu posibilitățile mele modeste, să am oameni extraordinari și oameni ai locului, pentru că am avut aici prozatori, am avut poeți locali care au scris, oameni care au scris romane, care scriu poezii, am avut o tânără profesoară care a scris o carte de critică literară și își pregătește doctoratul. Oameni, iată, acum sunteți dumneavoastră și probabil că sunt mult mai mulți care ar merita să fie cunoscuți de oameni. Și orașul ăsta mic, Giurgiu, de-a lungul timpului a dat societății oameni de calitate și cu siguranță în continuare. Iar eu mă bucur extraordinar de mult când am posibilitatea să-i aduc aici, să-i prezint oamenilor, să stau de vorbă și să caut să înțeleg de ce au ales calea asta, să spunem, de ce pot fi așa și cât pot fi un exemplu pentru, în ce măsură pot fi un exemplu pentru ceilalți. Puterea exemplului este cea mai importantă pentru generațiile următoare. Dacă tinerii nu văd este cea mai importantă formă de educație. Exact. Propriul exemplu. Am spus-o dintotdeauna. Pentru un tânăr, puterea exemplului este lucru cel mai important. Și dacă reușim să arătăm tinerilor că am reușit în viață prin muncă și nu prin alte tertipuri. Am căutat prin acest proiect pe care l-am demarat alături de tineri pentru un viitor fără infracțiuni, la nivelul liceelor, să le demonstrez tinerilor că absolvent al liceului Maiorescu, plecat dintr-o familie modestă, dar cu niște părinți de calitate, am absolvit o facultate, am crezut, părinții m-au sprijinit în momentele de început ale profesiei, în care nu de puține ori a existat pericolul renunțării la exercitarea profesiei, pentru că veniturile erau extrem de mici. M-am încăpățânat și am rămas și am tras cu dinții și am avut norocul și unei bunici care a stat lângă mine în permanență și am fost singura care a crezut în mine și mi-a spus că trebuie să rămân avocat. Deci, până la urmă, important este să creadă cineva în tine, să te ajute. Iar dumneavoastră, dacă reușiți și să-i sprijiniți pe tineri avocați, să le arătați faptul că dumneavoastră credeți în ei, probabil că este exact imboldul de care au nevoie. Le-am arătat și le spun în permanență. Da. Sunt prietenul lor. Eu vă felicit pentru întreaga activitate, pentru această carte dedicată colegilor dumneavoastră și nu în ultimul rând pentru prezența în emisiune. Și eu vă mulțumesc emisiune. Mult pentru invitație și telespectatorilor dumneavoastră le urez o seară liniștită și o viață mult mai liniștită decât o am în prezent. Ne dorim cu toți acest lucru, doamnelor și domnilor. Punem punct întâlnirii din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!